Uitați-vă la datele prezentate de INDS și la prognoza privitoare la creșterea economică, care e o prognoză în care noi estimăm o contracție economică, o scădere economică de 3,8%. Când îți scad veniturile, e ca într-o familie. Dacă scad veniturile și abia mai ai bani de mâncare, de plata chiriei, nu te duci să-ți dai banii la Crăciun.